Salutare, micuților, și bine v-am regăsit pe la un nou episod din seria noastră de Forza Horizon 3. Dacă vă place Forza Horizon 3, nu uitați, fraților, să apăsați cel puțin de like, să strângeți cât mai multe like-uri. Astăzi vom testa o mașină aerogenită versus un Lamborghini sau ceva de genul. Să vedem dacă mașina asta poate un Lamborghini sau asta ceva. Încă nu știu cu ce o să-l testez, dar mașina asta e un monstru de capul meu. Mamă! Nu știu cu ce v-am testat mașina asta, cu asta ducea la dracu de tare. O să mă uit prin garaj. Cu ce mama dracu o să testez ca să e tăticul lor, cum s-o spune. Dă-te, boss, că vine. Oh! Abia o țin. Abia o țin. Mamă! Dă-te! Dă-te! Uuuu! 437 la oră! Dă-te, dracu! Uuuu! Oprește-te! Fuck! Da, și mă scuzați că se vede puțin din brațul microfonului. Dar este volanul chiar pe marginea biroului. Și am întins cât am putut de tare să fie cât de cât la gura mea, dar dacă l-am întins și mai tare, au pus să vede foarte mult din braț. Și nu vreau asta. O să mai facem o dată testul pe aeroport. Mamă, cum se duce mașina asta? Frate, e o ruginitură în pana mea și se duce. Bă! Și nu am făcut niciun modificare la tuning, nimic. Oare dacă e, eu dat aici, oare prinde și mai mult? Mă, să mor eu, bă! 437, 37. Bă, la două mă pizda, mă, că așa e mult. Frate! 437 la oră pe aeroport. Cu ce mașină să o testez, frate? Că n-am adversar pentru ea, ești nebun? O ruginitură versus Lamborghini Aventador sau ce e asta? Că nici n-am apucat să mă uit ce mașină este. Mamă, dar nu m-am înșteptat în viața mea. Doamne ferește, cât prinde aia la ură. Deci acesta este un Lamborghini Aventador din 2012 și este tunat la maxim. Deci aia și de aici și din mai în spate prinde tot 437 la oră. Deci n-are rost să mă duc mai în spate cu Lamborghini, pentru că tot viteza aia a prins. Deci plecăm de aici. Dar nu cred că prinde 437 asta pe aeroport. Juste 70, 80, juste. Nu merge, mă, tata, mă. Bă, deci, mașina aia este... What the fuck, ați dat asta prinde 415 la oră.
Не. Nu prea ai cu ce să... Cu ce mașină să o compari? Uite, drift aici, frumos. Oho! Cam frana de mână aici. Epa, îi dau cu frana de mână. Aaaa, și mă duc! Da, deci, mașina aia nu are adversar. Până și cu Bugatti Veyron, frate, nu iau. No, mă, nu, că era un drift. Perfect. Hai, mă. Oh, m-am dus acum. Sper că v-a plăcut testul de astăzi. Hai să mai ne ducem puțin pe autostradă. Oare să facem și o cursă? Ne, nu știu. Câte sunt jumate? Bă, nu mai am timp și de o cursă, pentru că la 1 trebuie să plec la sală și trebuie să test scripul pentru la ora 1. Eu sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut, lăsați voi acolo un mare like, să-mi spuneți ce mașină vreți să mă testez în următorul episod și noi ne auzim data viitoare. Salut! Yeah!